Funcționează aparatura. Cu microfonul? Bună ziua! Microfoanele. Da, merge acum. Merge da, acum mă aud aici. Bună ziua și bine ați venit la conferința noastră de presă, în care vrem să anunțăm, să dăm vești bune pentru sibieni și pentru locuitorii din județul Târgu Mureș. Aș vrea să salut prezența la această conferință a domnului președinte al Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, care este aici pentru a semna împreună cu noi contractul de finanțare pentru drumul județean Anita Sighișoara. Mai este prezent la această conferință de presă domnul Simion Crețu, director ADR Centru. Bine ați venit la să ne vizitați momente dintre acestea de bucurie. Salut prezența în sală și a reprezentanților mass media care sunt alături de partea acestei informații. Reprezentanți mass media din Sibiu și am înțeles că și din noastră în Sibiu. Și totodată a colegilor noștri din județul Sibiu, primari în localitățile care beneficiază de aceste investiții care se vor realiza prin bani europeni pentru care încheiem astăzi contractul. Da? Este vorba despre domnul primar al orașului Agnita, comuna Brădeni, Iacobeni,
De la Sighișoara nu a venit? Nu, nu a putut să participe. Ok, ok. Este prezentă și doamna primar a comunei Loamneș. Domnul primar de la Mică Sasa, bine ați venit. Slimnic, Șeica Mică, Ogna Sibiului, Brădeni am spus. Și Șura Mică, îmi cer scuze, tocmai pe dumneavoastră, îmi cer scuze. Îmi cer scuze, este cea mai mare greșeală pe... Totodată sunt prezenți la această conferință colegii noștri de la Direcția Strategii Proiecte, care sunt principalii vinovați, ca să spun așa, că se încheie astăzi aceste contracte. Sunt colegii noștri pe care întotdeauna vi-am prezentat ca niște funcționari care sunt profesioniști, care știu de ce vin la serviciu, rezultatele muncii lor se văd. Astăzi culegem roadele. Aș vrea, domnul președinte, dacă vreți să adresați un cuvânt și dumneavoastră de început, după care vă propun ca domnul Crețu să ne prezinte, să ne facă și dumneavoastră o scurtă prezentare, iar în continuare doamna director Oana Popa va prezenta și ea proiectele în discuție. Vă rog! Vă mulțumesc frumos. În primul rând, dați gazdei noastre, doamnei președinte Daniela Câmpian, pentru invitația la această conferință de presă. Într-adevăr, sunt momente deosebite. Noi deja am trecut în prima fază luni, când împreună cu domnul director Simeon Crețu am semnat contractul pentru drumul Ungheni-Mica-Târnăveni. Deci, acum suntem în acest moment la Sibiu pentru a semna împreună cu președinte și un contract foarte important pentru cele două județe, acest tronson de drum de jos 106 Agnita Sighișoara. Eu cel puțin cred că este în primul rând vorba de o colaborare între cele două instituții și aș dori aici să mulțumesc atât doamnei președinte și domnului vicepreședinte pentru amabilitatea a conlucra împreună. Aș dori să mulțumesc și reprezentanților celor două care din cele două consilii județene care au muncit foarte mult pentru ca astăzi acest contract să fie eligibil, declarat eligibil și câștigător și totodată să poată fi semnat în data de astăzi. Eu cred că putem să vorbim aici despre foarte multe lucruri, despre importanța fiecărui drum județean, cu legăturile între drumurile naționale și drumurile județene, legăturile interjudețene. Pentru mine, cel puțin de la începutul mandatului, a fost ca și un țel care consider că este unul foarte important ca legăturile interjudețene să fie reabilitate pe cât este posibil toate. Este de cetățenii unor localități care, între care trebuie să existe legături pe o infrastructură modernă. Una din exemplele acestea este chiar drumul Agnita Sighișoara și consider că este în beneficiul nu numai a celor care locuiesc în această zonă. Cred că aici trebuie să vorbim și despre domnii primari și despre UAT-urile care sunt în această zonă și să le mulțumim și pentru colaborarea de care au dat dovadă pentru realizarea acestui proiect, dar este în beneficiu nu numai a celor care stau în această zonă. Consider că această zonă are și Mureș, cât și din județul Sibiu. Pentru noi, într-adevăr, este o colaborare care eu sper va continua, deci eu am speranța că buna colaborare cu doamna președinte va continua și în continuare și dacă vor fi posibilități, de ce să nu facem și alte programe împreună, tot așa cum suntem împreună în Consiliul Director la Agenția de Dezvoltare Regională Centru
ar fi bine să avem cât mai multe proiecte împreună, pentru că vorbim despre regiuni, regiuni de dezvoltare și, bineînțeles, colaborarea consider că este una dintre punctele forte ale noastre. Acest drum, detalii o să dea domnul director Crețu, dar cred că atât partea din județul Mureș, cât și porțiunea din județul Sibiu sunt la fel de importante și eu spun că cât se poate de repede să vedem utilajele pe acest tronson, chiar dacă știm foarte bine și suntem conștienți că licitațiile sunt cu o mulțime de semne de întrebare, dar rolul nostru și a colegilor din direcțiile de dezvoltare este ca această perioadă a licitației toți aici și să avem cât mai multe momente de acest și vă urez tuturor mult succes, mulțumesc pentru colegilor de la mass media pentru prezență și să avem cât mai multe evenimente de acest fel. Vă mulțumesc! Domnul Crețu? Da. Vreau să vă spun bună ziua, tuturor. Mă bucur că semnăm două contracte de finanțare în valoare de peste 50 de milioane de euro în acest cadru și cu administrația publică locală, cu specialiștii din cele două consilii județene care au lucrat la aceste proiecte, finanțarea lor și cu PESA, care, bineînțeles, ne apreciază și ne, să zicem așa, reprezintă tot ceea ce facem noi în fața opiniei publice și a cetățenilor pentru care se fac aceste lucruri. La... nu știu dacă pot să... Cred că tot așa va trebui să vorbesc. Am mai avut o conferință de presă când am semnat. V-am mai arătat și o hartă, nu vreau să credeți că e obsesia mea. Dar dacă vizualizăm lucrurile, sunt mult mai clare. Două lucruri o să spun, un context cu privind dezvoltarea strategică a regiunii centru pe această zonă și doi, o să prezint câteva date cum stă, care este stadiul de punere de proiecte contractate la nivelul regiunii centru și a județului Sibiu unde ne aflăm, ca pe Catul și la Mureș și acolo am fost bun, numai dacă există în întrebări, o să stăm la dispoziție. Deci ce se întâmplă cu regiunea? Vedeți, regiunea noastră, acesta este un extras din master plan. Sunt autostrăzile, coridorul 4, care Pitești și după aceea este de la Sepeș spre Mărlac, este legătura de la Sepeș Turna, așa zis autostradă Pectam, care face legătura cu Oradea și nord-vestul țării, de la Turna, autostrada până la Târgu Mureș, de la Târgu Mureșului și legătura cu Moldova, care se face pe autostradă prin Târgu Mureș. Deci cam acestea sunt. Celelalte drumuri sunt drumuri transregionale de patru benzi, care vor fi, cum va fi Sibiu, Brașov, Brașov o legătură cu Capitala, Brașov o legătură cu Moldova la Bacău prin Târgu Secuiesc. De asemenea, vedeți din eleberată, un coridor pan-european avem, care intră la Predea la noi, cu linia ferată care este la Oștie, de la Coșlaru, care iar este un coridor european pe linia ferată, linie care se reabilitează, s-a reabilitat și în actualul program să reabilita tot din fonduri europene. Vedem cu care avem drumurile care sunt prioritate prin strategia de dezvoltare regională mixă în master planul de transport și de asemenea pe harta asta ar trebui să mai fie cu mare cred drumurile care s-au finanțat. Este vorba deci infrastructura rutieră, accesibilitatea într-o anumită spațiu este extraordinar de importantă din toate punctele de vedere. Odată, oamenii circulă, au nevoie de mobilitate, au nevoie de mobilitate pentru a merge la serviciu, pentru a face o navetă. De servicii de sănătate au nevoie de servicii sociale, de asemenea, trebuie la lucrurile de muncă, oamenii care fac investiții, marca trebuie să circule, să se aprovizioneze. Atunci, zonele respective trebuie să fie accesibile. Într-o regiune noastră e foarte important și acum suntem într-o conjunctură favorabilă în ce sens, pentru că suntem regiune în care investițiile în infrastructură de toate tipurile sunt cele mai mari. Pe lângă cele două care le-am amintit, vedeți și două aeroporturi care funcționează. Sibiu a funcționat anul trecut cu un jur de 500.000 de zboruri care au avut de la aeroportul din Sibiu, de Mureș a intrat anul trecut în reabilitare și modernizare, Brașov este investiție în curs. Aeroport avem și la Cluj, în limita regiunii noastre, care este al doilea aeroport din țară, vreau să vă spun că e primul loc european, peste 10 milioane de zboruri, pe locul 2 cu
Cluj, peste 3 milioane, jumătate din Timișoara și mai puțin și după aceea din celălalt aeroportul din țară. Deci, Bucatmen a prins cele 3 proiecte de intermodală, care deocamdată sunt prinse în planul de dezvoltare regională, care se facă transferul de marfă de pe aeroportul din Eferat autostradă. Aceste drumuri sunt foarte importante, drumul cu care semnăm astăzi. S-a făcut în 2 etape, pe programul trecut a fost finanțat pe TG106 Sibiu Anita, tot din programul operațional regional, 49 de milioane, peste 11 milioane de euro, 49 de milioane de RON, proiect care, după cum știți, s-a făcut, a mai avut și probleme, la noastră recunoaște, este de avut a unei cări, reproiectare, dar până la urmă lucrul s-a finalizat. Și în etapa asta face legătura cu Sibișoara. Face legătura, practic, între zona DN13 și autostrada A1, la fel cum face și drumul care merge din A1 și, practic, iese la țapul, la limita județului Sibiu cu județul A. Drumul interjudețean au fost și vor mai fi, Sibiu, drum interjudețean cu Alba, care făcea legătura pe marginea Sibiului și Valea Sepeșului, drumul Redului, cum îi spunea, Mureșul cu Alba Aute, Trânava Mică de la Vlad la Târnăveni, Sibiu are cu Brașovul pentru drumul pe sub munte, care pleacă din Transul Brășan și merge până la, în zona Brașovului, de la de lângă Victoria cel cu Galbe. Există drumurile centrale pe care le vedeți, iarăși, cum am semnat la Mureș, de la Unghieni până la Târnăveni. Târnăveni Media este drum național. Media și Bâlpii sunt drumul care merge la Anita. Și vedeți și cele care sunt prinsă în județul Brașov, pe care nu s-au renumărat. Deci toată această zonă care este de Valea de Tipaciu, Bifăgăraș, spre Sibișoara, Rugea, deci va fi drumurile respective, sunt prinse și vor fi reabilitate. Unele din ele sunt deja reabilitate sau altele vor fi în viitorul plan. Și avem Estul regiunii care se zice este un pic mai îndepărtat de mare infrastructură, datorită și relevului, unde vedeți că se va face legătura între Brașov, Covasna și Arghita. Acum, de ce sunt importante aceste drumuri? V-am spus. Vreau să vă dau câteva date. Deci, regiunea Centru este regiunea cu cel mai mare număr de turiști care înoptează din România. Ca și vizită de monumente, turiști care vizitează monumente, edificii, orașe, vreau să vă spun că județul numărul 1 în țară este Brașovul. Pe locul 2 municipiul București, 1.200.000 are Brașov, în jur de 1.100.000 are București, vine 870.000 județul Sibiu. Județul Mureș, 11, adică cu 590. Alba pe 16, și mă rog, adică cu bază, dar toate sunt primele 20%. Deci regiunea noastră este regiune. Acum vreau să vă dau câteva date. Noi, pe programul operațional regional trecut și pe programul operațional, din jur de 50 și ceva de biserici evanghelice care există o văzut însăsească, am reabilitat 20 pe 20 de contracte am avut pe programul trecut și avem 12, nu știu câte mai avem de semnat, dar 12, poate chiar mai multe, o să semnăm în această perioadă. Din 50, de asemenea, obiective, anul trecut, ori a avut peste 600.000 de turiști. Avem obiective care sunt în primele 10 foarte multe. Primul Interleșu, pe anul trecut, 100 și ceva de mică, locul lui Brav. Vine cetatea Râșnogului, vine Norca, vine Biserica Neagră la Brașov. Vine în față pe locurile 3-4, Muzeul Ascar de la Sibiu, Muzeul Crocheta de la Sibiu. Deci vine foarte multe lucruri. Vine Alba Iulia, vine Rupia, vine Târgu Mureșul, vin fiecare cu zone, cu număr consistent. Oamenii ăștia trebuie să circule. Unul interesează dacă văd bramul cu 700-800.000 de oameni, ar mai merg undeva. Pe fiecare a unul și altul vrea să facă nu știu ce castel, altul vrea să facă altceva și de asta este foarte important ca să există mobilitate pe toată această zonă. În plus de asta și din punct de vedere social, ce se întâmplă cu comunele care rămân izolate? Populația scade. Demografia la noi e o mare problemă, dar nu au plecat. Au plecat 4 milioane și ceva și în general tine. Care, să zicem, mai puteau să se menține oarecum populația la anumite, anumite zone bune. Bătrânii, nu, deci ne pot să fac ceva mai. Și în această situație există un risc. Pe respectivele zone, din punct de vedere social, se produc dezechilibre. Și dezechilibrele alea, odată, în localitățile respective, serviciile de educaționale, grădinică, sănătate, asistență socială,
sunt destul de dificile. Lumea generală nu mai ține loc. Merge într-o altă zonă, unde până la urmă se rezolvă, trăiește. Dar nu rezolvă problema că se mută la Sibiu, că vine la Sibiu sau la Media sau în altă parte merge, unde are trebuie loc de muncă, copilul trebuie să aibă școală, trebuie locuință. Dacă e bine pe social, nu poate să-și numită locuință de 300 de euro, nu se știe de la salariu. Și așa mai departe. Și atunci, de asta este bună ca să fie ca și țările dezvoltate, care nu există diferență mare între zona urbană și zona rurală, acces la infrastructură, acolo se mai stabilizează și investitori mai mici, datorită condițiilor, mai găsesc forță de muncă, terenurile sunt mai mici, din ele vedem primăria niște facilități. Deci astea sunt considerentele care, să zicem, stau la baza dezvoltării acestor proiecte de infrastructură, în cazul acesta infrastructură rutieră, care asigură până la urmă dezvoltarea unei zone. Și vreau să vă spun că noi, după municipiul București, să și cunoaște, suntem regiunea cu cel mai mare număr de investitori străini atrași. Acum, Bucureștiul e altă, capitala are alte reguli, că toate multinaționale au fost obsediu acolo. Acolo sunt bilanțele, acolo dau banicii. Acum o să trec la partea a doua, ca să încerc să fiu scurt, că mă monopolizez prea mult în discuție. Așa. Deci la regiunea noastră avem depuse până ieri la 1001 de proiecte din valoare de 1,34 miliarde de euro, din care 384 au fost respinse, am semnat 118 contracte în valoare de 292 milioane de euro. Mai avem contracte care sunt la minister, 185 în valoare de 140 de milioane. Iar în lucru la noi sunt 48 de contracte în valoare de 31, dacă le adunăm apar peste 465 de milioane de euro. Vreau să vă spun că primul contract de finanțare de acest program a semnat în aprilie anul trecut și să sperăm că până în aprilie, când îndeplinim un an, să depășim 500 de milioane. În ce privește județul Sibiu, este a fost preocupat întotdeauna de fondurile europene, mai ales pe direcția programului operațional regional. Au fost depuse 146 de proiecte, 68 respinse, ca să vedem din au mai rămas. Avem proiecte în selecție 24 în valoare de 32 de milioane de euro. Proiecte în precontractare avem 6 în valoare de 9 milioane. Contracte în lucru în valoare de 20 de milioane. Iar contracte semnate avem 20 în valoare de 82 de milioane de euro. Deci cam acesta este stadiul în care ne aflăm operațional. Noi vom continua. Credem că vom finanța proiecte, contractele pe care le vom semna vor fi peste un miliard de euro în această perioadă de programare. Eu mă opresc aici, dacă vor fi întrebări în final, că stau la dispoziție cu părăcere sau, mă rog, când se termină această întâlnire. Mulțumim, domnul Popan, de la proiectului. Bună ziua, bine ați venit! Ne bucurăm să fiți aici, ne bucurăm să fim noi aici încă o dată. Am mai fost încă o dată în postura asta, am semnat contractul pe Media Jugărgiști, o contractul programului operațional regional. O să fac o scurtă prezentare despre proiectul astăzi, unul dintre ele, următorul va fi mai un pic mai târziu. E vorba de reabilitarea și modernizarea de jos 6, Anita Sighișoara, în cadrul programului operațional regional 2014-2020, o axă dedicată în special infrastructurii rutiere. Da, ne scuzați, sunt niște tehnice. Nu merge. Ok, eu când se reglementează, o să văd și pe slide-uri. Sunt niște informații generale despre proiect. Proiectul a fost depus spre finanțare în 2017 iulie. Prin urmare, precum se poate observa, foarte mult de valoarea proiectului față de perioada trecută de programare, când valorile au fost ceva mai lungi, așa mai greoaie. Acum
s-au făcut evaluările foarte, foarte repede. Avem o serie de parteneri în cadrul proiectului, parteneri ne sunt ATM-urile, care sunt străbătute de acest drum. Evident, sunt cele două OAT-uri la nivel de județ, județul Sibiu în calitate de lider de proiect, județul Mureș în calitate de partener principal, și pe urmă mai sunt și celelalte OAT-uri, municipiul Sighișoara, orașul Anita, comuna Brădeni, Iacoveni, Apoldu. Ne urmează și prezența primarilor aici în sală. Primăriile partenere în proiect nu vor avea implicații financiare, contribuția va fi asigurată de către cei doi parteneri principali, Consiliul Județean Sibiu și Consiliul Județean Mureș. Perioada de implementare a proiectului ar putea părea una destul de lungă, însă la astfel de proiect de infrastructură cred că e rezonabil. E până în noiembrie 2021. Asta este o programare pe care noi am făcut-o la momentul scrierii cererii de finanțare. Obiectivele proiectului, o să vă spun doar obiectivul important, bunătățirea infrastructurii rutiere din regiunea centru, prin reabilitarea deja 106 a Gâta Sighișoara. Lungimea acestui drum pe care noi îl reabilităm este de 36, aproximativ 37 de kilometri. Din care pe județul Sibiu, vedeți, sunt aproximativ 21 de kilometri, și pe județul Mureș, aproximativ 15 kilometri. Nu are rost să mai vorbesc foarte mult despre conectivitatea pe care o asigură acest drum. Domnul Petru a făcut deja o prezentare, asigură o conectivitate la rutele cele mai importante de transport. O să doar amintesc autostrada A1, prin intermediul proiectului pe care l-am finanțat în perioada anterioară de programare, modernizarea de 106 Sibiu-Anita, face legătura cu aeroportul internațional Sibiu, evident că facilitează internațional din Târgu Mureș și la alte obiective importante, precum Coridorul 4 pan-european feroviar în Sighișoara. Beneficiarii proiectului sunt foarte importanți pentru noi, pentru că e și motivul acest proiect. Am plecat de la nevoile din teritoriu, de la nevoile potențiale care noi am identificat pe acest traseu. Beneficiarii cei mai importanți sunt Consiliul Județean Sibiu, Consiliul Județean Mureș, însă ambele județe vor avea de câștigat de pe urma acestui proiect. Localitățile sunt beneficiari direct, localitățile care sunt traversate de acest drum sunt beneficiari direct de proiectului nostru. Evident, participații la trafic, vedeți, drumul este tranzitat de aproximativ 17.500 de autovehicule la 24 de ore. Drumul este foarte circulat conform datelor statistice pe care noi le avem. Și unitățile școlare ne sunt beneficiare aici, de unități pe raza județului Sibiu și 36 pe raza județului Mureș. Și agenții economici vor beneficia, pentru că fără infrastructură nu se pune problema de dezvoltare economică echilibrată în cadrul regiunilor. Aici avem aproximativ 6.000 de beneficiari, agenți economici ai proiectului, beneficiari direcți. Precum probabil știți, poate cu siguranță cunoașteți acest drum care este foarte tranzitat. Starea drumului este extrem de proastă acum. Drumul este deteriorat. Aveți niște poze pe care noi le-am făcut acum la început de drum. Să zic așa, drumul reprezintă proiectul. Sperăm să la sfârșit să avem alte poze mult mai frumoase decât acum. Sunt degradări majore, atât pentru partea carosabilă a drumului, cât și pentru podurile care se află pe acest drum. Însă tocmai asta ne-am stabilit prin acest proiect să reabilităm atât drumul, partea carosabilă, cât și podurile. Se va reface integral în sistemul rutier, vom asigura scurgerea apelor, vom amenaja stații de autobuz, vom amenaja foarte important, vom aduce elemente de siguranță rutieră suplimentară față de cele existente acum. Vom asigura facilității persoanelor cu dizabilități. Va fi o adevărată modernizare a drumului și, de asemenea, vom reabilita și vom construi de la zero anumite poduri, în locul podurilor existente, care nu mai pot fi folosite
așa cum ar trebui. Prin urmare, avem un pod care necesită reabilitare și 4 poduri noi care se vor construi pe acest drum în locul celor existente. Ca și informații financiare, proiectul este unul destul de mare. Ca și valoare, valoarea totală a proiectului este de 118.625.483,97 de lei cu exactitate, inclusiv TVA. Acum, contribuția financiară este, așa cum am spus, a celor doi parteneri principali, Consiliul Județean Sibiu și Consiliul Județean Mureș. Aceștia vor cofinanța cu un procent total de 2% din valoarea totală a proiectului eligibilă. Cofinanțarea s-a dimensionat în funcție de cheltuielile care revin fiecărui partener. Vedeți, sunt aproximativ la fel, în jur de 1.300.000 de lei reprezintă cofinanțarea la acest proiect. Era să trec peste partea cea mai importantă, zic eu, peste calendarul estimativ. Este un calendar pe care noi l-am estimat la momentul scrierii cererii de finanțare. Este un calendar care, din punctul meu de vedere, nu este un calendar bătut în cuie. Bineînțeles că, pe măsură ce implementăm un proiect, pot să apară o grămadă de probleme. Noi încercăm să le rezolvăm, ca și pe celelalte proiecte pe care le-am avut. Am preconizat faptul că vom contracta execuția lucrărilor. La asta mă refer, că asta interesează pe toată lumea. Execuția lucrărilor o vom contracta doar în octombrie 2018, februarie 2019. De ce? Pentru că atunci când vom realiza această achiziție pentru executant, noi va trebui să avem documentația tehnică. Adică proiectul tehnic, detaliile de execuție și celelalte documentații care sunt mai sunt necesare pentru contactarea executantului. Prin urmare, există și un timp alocat pentru realizarea acestor documentații, având în vedere faptul că proiectul a fost finanțat în baza studiului de fezabilitate. După studiul de fezabilitate, cu toții știm, urmează multe, multe alte documentații. Prin urmare, noi am spus că în martie, derularea execuției lucrărilor, este orară, va fi din martie 2019 până în august 2021. Sperăm să se întâmple așa, sperăm să ne încadrăm în termene, sperăm să nu întâmpinăm dificultăți, dar ne vom strădui. Mulțumesc frumos! Aceasta a fost prezentarea. Da, continuăm și cu al doilea proiect. Prezentarea și pentru proiectul următor, pentru că e semnarea și celui de-al doilea proiect pe care îl sărbătorim astăzi. Modernizarea de DJ-106, autostrada 1, Oana Sibiului, Loandă și Oroștiin, Țapu. Un drum deosebit de important pentru județul Sibiu, cu atât mai mult cât pleacă direct din autostradă. Deci conectivitate directă maximă. Data de punerii la fel a fost iulie 2017 și pentru acest proiect, ca și pentru proiectul anterior, partenerii implicați, județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu și comunele, UAT-urile traversate de acest drum, orașul Octa Sibiului, comuna Șeica Mică, comuna Slimnic, Șura Mică, Mică, Sasa și Loamnești. Prin urmare, avem o grămadă de parteneri în cadrul acestui proiect. Iarăși aici, Consiliul Județean asigură cofinanțarea proiectului, ceilalți parteneri având un rol important în cadrul implementării, adică ne vor facilita anumite lucruri pentru depozitarea deșeurilor, sunt niște detalii ale proiectului. Perioada de implementare, ca și la celălalt, noi am preconizat 2021, la sfârșit, va fi finalul perioadei de implementare a proiectului. Proiectul presupune reabilitarea drumului pe o lungime de 35 de kilometri. Drumul pleacă direct din autostrada 1, de acolo începem noi reabilitarea drumului și se termină în localitatea Țapu, în satul Țapu, din comuna Mică, Sasa. Aveți acolo reprezentat pe hartă drumul cu MOV. Conectivitatea nu are să mai prezint, este foarte clară. Din moment ce pleacă direct din autostrada 1, e un drum extrem de important pentru noi. Asigură, bineînțeles, accesul direct la aeroportul internațional Sibiu și la o serie de alte obiective din județ.
Beneficiarii proiectului sunt toți cei care sunt implicați în proiect, beneficiarii direcți, partenerii noștri și întregul de Târgu Sibiu. Avem și aici participanții de trafic, locuitorul localităților deosebite, avem un număr de aproximativ 184.000 de locuitori, pentru că s-a luat în calcul de deci municipiul Sibiu, este o colectivitate directă cu municipiul Sibiu, plecând direct în autostrada A1. Și unitățile școlare de învățământ de pe raza localităților. Aveți aici câteva poze, ca și la celelalte proiecte, se vede foarte clar că este o țară. E foarte deteriorat drumul și clar necesită reabilitare. Acum, ca și informații tehnice, reabilitările vor consta în reabilitarea totală a drumului, atât parte carosabilă cât și lucrările de artă, poduri. Avem aici 7 poduri, este un drum cu foarte, foarte multe poduri. Vom avea 5 poduri reabilitate și 2 poduri noi în cadrul acestui drum. La fel ca și pe celelalte drumuri, vor fi făcute tot felul de lucrări de modernizare. Ca și informații financiare, proiectul este are o valoare foarte mare, spunem noi, aproximativ 121 de milioane de lei cu TVA inclus, iar cofinanțarea proiectului este de 2% la cheltuielile eligibile, în jur de 2.400.000, bani pe care Consiliul Județean, va contribui pe perioada de implementare a proiectului. Ca și calendar estimativ, aproximativ la fel, vom finaliza, spunem noi, în august 2021 acest drum. Sperăm să avem succes, noroc, să nu avem parte de contestații la licitații, pentru că asta e cea mai mare problemă în ziua de astăzi, și să meargă lucrurile așa cum ne-am dorit noi și așa cum am stabilit la început în cererea de finanțare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, dar înainte să finalizez, aș vrea să mulțumesc și eu dragilor mei colegi care sunt aici, în rândul 2 și acolo un pic mai în spate, și colegilor de la Consiliul Județean Mureș și sunt prezenți aici, cu care am colaborat foarte bine pe parcursul realizării acestui proiect. Ei se vor ocupa direct de implementarea proiectului, fără ajutorul lor nimic nu s-a putut realiza. Vă mulțumesc și succes! Mulțumim, doamnă director. Acum, dacă din partea presei sunt întrebări, înainte de asta însă aș vrea să anunț reprezentanții presei că miercuri, la ora 1, la primăria Ocna Sibiului de data aceasta, alte vești bune legate de bunătățirea infrastructurii turistice, de data aceasta în orașul Ocna Sibiului, un alt proiect pe care la care am aplicat în calitate de parteneri alături de orașul Ocna Sibiului. Așa că aș vrea pe această cale să vă aduc la cunoștință că vă așteptăm și acolo miercuri, la 1. Acum vă rog întrebări. Aș vrea că întrebările pe care le adresați să se refere astăzi la cele două proiecte pe care le avem în discuție. În legătură cu proiectul pentru Ocna Sibiului, suntem la întrebări miercuri la Ocna Sibiului. Bineînțeles că cumva... Oana, te rog. Dar o să vă rog, o să răspundem la această întrebare, dar o să vă rog la întrebările următoare să vă raportați exact la proiectele care sunt acum. Da. Cum să nu-l ajute? Te rog, Oana. Foarte bine ați auzit. Da. Evident că există un impact pe cei banii
primate în Ciocna Sibiu. Este o mențiune de făcut aici. Proiectul nostru nu vizează intrabilanul orașului Ocna Sibiului. Intrabilanul, având în vedere că a fost o gândire integrată când s-au făcut cele două, când s-au scris cele două proiecte, s-a gândit în felul următor. Prin proiectul de reabilitare a drumului județean, tronsonul până la intrarea în orașul Ocna Sibiului și tronsonul de la ieșirea din orașul Ocna Sibiului. Iar prin proiectul pentru care se va semna contractul de finanțare miercuri, vom avea acolo introdus acest tronson. Deci tronsonul Sibiului este parte din proiectul stațiunii Ocna Sibiului. Însă, gândim la cele două investiții, impactul este unul major asupra proiectului. În stațiunea Ocna Sibiului, pe perioada de vară, au fost aproximativ cât 200.000 de turiști am avut în stațiunea Ocna Sibiului, iar noi am prevăzut o creștere a numărului de turiști prin intermediul acestui proiect cu aproximativ 20%, dacă mi-aduc eu bine aminte. Eu vă spun acum niște date despre proiectul celălalt, cu stațiunea Ocna Sibiului. În cadrul acestui s-a făcut o estimare foarte clară asupra impactului turistic, pentru că nu este un proiect acesta al turismului, este un domeniu, proiect în domeniul infrastructurii rutiere. Prin urmare, la momentul lansării acelui proiect o să fie toate. Dar noi am prevăzut creșterea cu 20% a numărului de turiști după implementarea proiectului de la Ocna Sibiului. Turiștii nu reprezintă un indicator pentru proiectul de astăzi. Aici avem alți indicatori de monitorizare. Mulțumesc. În mare ați primit, mă gândesc, răspunsul la întrebare. Deci este vorba de un alt proiect, tip de proiect, dar bineînțeles trebuie să ne gândim în sensul pozitiv că orice dezvoltare de infrastructură aduce o plusvaloare, deci înseamnă că va avea un impact asupra celor care vor vizita această regiune. După cum știți, județul Mureș are două puncte foarte turistice, unul este Sibișoara și celălalt este Sovata, și din aceste zone orice investiție în infrastructură o să aducă mai mulți turiști. Deci turistul, cu cât se poate aproape mai ușor, frecventa mai des, și consider că sunt investiții foarte importante, pentru că vor fi folosit de aceste drumuri, sigur, și de turiști, nu numai de cei care locuiesc în această zonă. Mai puțin, dacă mai permiți. Două aspecte. Aș vrea să... am spus. Poate vorbesc în mult. Ce se întâmplă? Deci la noi, în regiune, acum mă refer la... putem extinde și la celelalte, dar la Sibiu și Mureș, care sunt discuții. Deci dezvoltarea în Sibiu s-a făcut în jurul cea mai puternică, în jurul municipiului Sibiu. Capitala culturală europeană, deci, dezvoltarea zonală, să nu zicem concentrică, ea practic merge, se propagă până la o anumită distanță. În Mureș, tot așa, în jurul principal, în jurul, nu Corstapeni. Dar dacă ne uităm pe Târnava Mare și Târnava Mică, cu dezvoltarea ritmul este mai scăzut. Dezvoltare foarte bună pe Bazinul, a avut-o Doreiu Secuiesc, străine, unde șomaj nu prea există, nici acum nu există. Era lume liniștită și nu prea era șomaj aproape deloc. Timișoara și Cotorheiu erau la un moment dat de loc bun. Era de șomer. Deci au venit investiții străine, au atras în zonă soare. A fost declarată cetatea monument UNESCO, ori a avut primele manifestări, a fost cea mai consacrată, dar a apărut concurența cu zona Brașov, zona Alba Iulia, zona Făgăraș, Târgu Mureșul, care mă reprezintă deja orașe de 150.000 de locuitori, în care investitorii străini au fost și în Sibiu și acolo. Medeașul Sighișoara, din punct de vedere al investitorilor, puțin, și Blajul, Copșa Mică îi, Blajul s-a scos acum, că a venit Boșul și în fiecare an acum ajunge la mai au investiție la peste 3500 de angajați, 500 de ingineri, ca un centru de cercetare, că asta sunt lecțiile la el. Deci, e și oraș de 20.000. Mediașul iar are investitori, nu are forță de muncă în zona respectivă, și Sighișoara. Acum eu vreau să vă spun, la Sighișoara, datele astea turistice, eu mă și feresc un pic de
fac niște declarații pe anumite tipuri, diverse tipuri de surse. INSE-ul nu ne dă surse, care ar fi oficial în Ministerul Turismului, verificați pe noastră, nu ne prea. Deci căutăm diverse interpretări. La Sighișoara, lucrăm noi în activitatea pe care o facem, este după datele Consiliului Local, care în 2015 au avut tăiate vreo 120.000 de bilete la muzeu și la obiectivele, turnurile și la cizmarilor și ce este acolo, și încă vreo 4-5.000. În rest, cu manifestări și cu ce au fost, care aveau manifestări din calendarul cultural care le aveau pe vară, acum se estimează că prin 200.000 de vizitatori, ceea ce e mult. E, la Sibiu, v-a spus, în județul Sibiu, problema e mare, sunt 800 și către 900.000 de vizitatori, care cei mai mulți sunt aici, mă? Cei mai mulți trec pe cei. No, și atunci această legătură este foarte bună, plus că Valea Hârtimacinului datorită infrastructurii, care era destul de sau cum să spunem, necorespunzătoare, luați dumneavoastră ce termen vreți, nu e mai accesibilă, nu e atractivă, că-s rău mașini. E, dacă în stațiune la urmă au fost anul trecut 200.000, de unde vine? De la Blaj. Zona Blaj cuprinde de pe Târnava Mică, dacă o ai de pe când se intre de la unificarea Târnavilor, vreo peste 50.000 de locuitori. Până la urmă Sibiului, 40 de kilometri. Cu nimic mai mult. 40 de kilometri ca să mergi duminica sau sâmbătă să faci baie sau peste săptămână într-o după masă, dacă e drumul bun, e o distanță. Dacă-s drumul așa, nu mergi, că-s mașinile scumpe, pe-ți o repare, că nu mai. Atunci nu te duci, dar că ieși într-o plimbare. Nu, și de asta zic că sunt importante în aspectul ăsta, trebuie să înțelegem că așa se produce dezvoltarea, nu altfel. Exact. Cum e cu legăturile astea? Plus economic, circulă marfa. Că ce se întâmplă, de exemplu, la noi, ca să vă spun. Sebeș, Alba, Aiud, până gata autostradă. Deci de la Sebeș, la Alba face un ceas, pe 14 km. Din Sebeș în Alba fac 700 de oameni. Naveta, nu vorbim de oameni care merg cu probleme, mă duc la doctor, la dentist. Să mă operez. Și din Alba la Sebeș, din Sebeș la Alba 1000 și din Alba la Sebeș 700. De acolo fac o peste o oră. Când venea lume care vin și cunosc Alba, inclusiv pe la Țapă Culea. Sunt mai mulți cu câțiva kilometri, ești, dar mergi sigur. Și a ieșit pe partea aia la alta județului. E dacă e circulat, atunci și atractivitatea în stațiune. Acum stațiunea, dacă își face infrastructura, se dezvoltă. E, atunci și privatul vine să investească, că la un hotel, la orice investiție, alimentație publică, iasă banul, că dacă să stai, că la noi nu e ca în Turcia, în Antalya, să fie 10 luni sezon. La noi sunt câteva luni, în rest e record. Și nu, și atunci investițiile sunt mai atractive, le iasă planurile de afaceri, cifrele, băncile mai dau credite și cam așa e. În completarea trebuie să avem în vedere această infrastructură nu doar prin prisma turiștilor pe care îi atragem în anumite zone, pentru că nu numai turiștii aduc dezvoltare economică în județ. Trebuie să ne raportăm și la agenții economice. De exemplu, sunt pe platforma de vest a Sibiului, am avut nenumărate întâlniri cu aceștia și ne-au reclamat faptul că forța de muncă în Sibiu este inexistent la acest moment, da? Deci nu mai au ce să aducă angajați din orașul Sibiu. Și atunci aduc și transportă zilnic angajați de pe teritoriul județului. Ceea ce ne reproșau era tocmai faptul că drumul județului este practicat și această navetă zilnică este foarte greoaie. Deci iată că și de la acest punct de vedere venim și în sprijinul celor care sunt muncitori, care aduc venituri, impozite la bugetul județului și orașului, da? Și asigurăm și din acest punct de vedere o dezvoltare economică a județului. Sunt multe aspecte care sunt avute în vedere, nu ne raportăm la un singur lucru. Per ansamblu văzut, nu vreau să cred că e rău că modernizăm infrastructură de drumul județului. Altă întrebare? Mulțumim. Perfect. Ați răspuns și la întrebările pe care n-au apucat să le adresez. Timpul este limitat. Dacă doriți, vin și fac o conferință cu județul Sibiu, așa, și două ore.
Atunci mulțumim. De la o anumită vârstă devin povestitul.